175 de minute întârziere, RN 79, Budapesta, București. Salutare tuturor și bine ați venit la nou videoclip. Sunt aici la București Nord și vom face un video de la Giurgiu. Mergem până acolo, o să iau câteva secvențe până la Giurgiu și de acolo luăm interregiul acela care v-am promis și venim până la București înainte să dea drumul la Grădiștea. Merem prin Videle, așa că să dăm drum. Data oricum e 9 martie 2024, ora 12:13 minute, am venit cu Irene 79, care a avut 175 minute întârziere. Fix am putut să mai iau un mâncare, adică să mănânc la Mac și cam atât. Mă duc direct la metrou să iau microbuzul de la, cred că, Eroii Revoluției pe acolo. Și haideți. Urmează stația Piața Victoriei cu peronul pe partea stângă. Corespondență cu magistrala 2. Ah, fix la timp. Aici vedem unde îi, dacă nu găsim, oricum mai avem jumătate de oră liniștiți pentru următorul. Ce tare! Ce s-a astea, dar e fain. Puncic în direcția asta, trebuie să mergem, dar vedem construcția aici. Fraților, cam după o oră și un sfert am sosit acolo, Giurgiu, Gara Mare, și da, mai avem o oră și avem trenul de la Giurgiu Nord. Să mă duc să fac cumpărături și plecăm. Și dacă tot suntem aici, am zis să vă arăt capătul liniei. Patru înfundate și Giurgiu, Gara Mare. Oricum, noi n-avem treabă cu Giurgiu, salutare, am terminat cu cumpărăturile, mergem la Giurgiu Nord pe jos, că n-are rost să iau taxiul pentru o oră, că dacă pot să ajung, de ce nu? Oricum, autogara, sau mă rog, unde se opresc, aici la capătul liniei din Giurgiu, aici îi, și Gara Mare din Giurgiu, aici îi. Mai îi foarte, foarte puțin. După 19 ani se va da drumul, așa se prevestește, prin Grădiștea să se circule spre Giurgiu de la București. Oricum, aici e revizia de, sau vostra revizie de vagoane, nu știu cât se mai folosește din ele, e paragină. Mergem frumos și din nou la Giurgiu Nord. Trebuie să mă grăbesc puțin, pentru că e 14:18 și avem un cam 3 sferturi de ceas să ajungi acolo, dar o să ajungem, că merge mai repede. Oricum, data trecută, când am fost aici la Giurgiu, la 26 martie 2022, da, am venit cu internaționalul și acum la fel o să facem, numai că atunci mă și gândesc că sigur atunci au fost, că erau cu sezonierul, nu știu, erau cu vagoanele, ciudat, nu știu,
Trebuie să mă uit odată. Dar așa pare, na. Da, mi-amintesc că era ceva chestiune că pentru o săptămână, două, băgat tren cu vagoane pe acolo și am zis să profit. Ceea ce am și făcut, să mă duc cu tren cu vagoane, erau vagoane din alea BDZ de Bulgaria, ceea ce în sezon și acum se circulă din câte știu. Da, era acea chestiune cu refugiații, cu Ucraina, cu războiul, cu chestii. Pe vremea aia au fost întoi, foarte mare și erau mulți refugiați care veneau dinspre zona aia, Suceava, Iași, veneau prin București și mai ieșeau și din țară, spre Bulgaria. Deși știu că nu erau foarte mulți în tren atunci, dar totuși am profitat să o să fac video atunci. Nu stă foarte mult, se pare. Oricum, Interreg 1094, Giurgiu Nord București, adică vine de la Ruse, ați văzut. 115 km deviat prin Videle și la 17-17 trebuie să ajungă. Numai la Videle o să oprească. 2 ore și 17 minute. Haide. Aici. Nu, haideți că avem scaun din astea, bă. Confortabile pentru de zero, să mai pun puține locuri ca la unul obișnuit, dar scaune faine astea. Tren internațional, la urmă. Da, trenul e puțin întârziat, mă gândesc că trecăm și întârziat, dar nu contează, că oricum ideea e să ajungem la București, cred că la 5:30 să ajungem cu întârziere cu tot. Deși o să avem și pe Videle București acolo, tot întârziere. Plecat 7-8 minute întârziere. Giurgiu Nord. Acolo linia spre Grădiștea, București Progresul. Câteva luni o să mergem pe acolo. Așa se promite. Pe spre seară și de atunci nu se mai circulă. Podul de la Grădiștea oricum făcea o conexiune directă dintre București, Progresul și Giurgiu. Vedeți că așa era podul vechi, mai era și un pod nou pe lângă, nou relativ, făcut de regimul comunist, dar na, de atunci nu mai e niciunul. Deci se
construiește unul nou care ar trebui să fie gata, aproape gata acum și după teste, până iunie trebuie să dea drumul. Da, în februarie acum anul ăsta era ridicat ultimul tablier, o să fie gata, trebuie undeva pe la peste 90% pe acest moment. Ideea este că ar fi și timpul, ar fi și timpul, o să mă duc și eu, vă dați seama, să fac traseul, plus o să cobor și acolo unde e cazul. Între timp aici stănește. În sfârșit, no, lucrurile se mișcă ca și la întorsura Buzăului, acolo s-o dat drumul iară, pentru că s-o ridicat podul nou care s-o prăbușit acolo. Era și acolo problemă. A fost în 2022, doamne ajută, nu peste mult timp. Era fain, linie redeschisă, poate și aici redeschisă, doamne ajută, mai ales că e coridor european și asta e foarte, foarte important. Pe linia spre întorsura Buzăului era vorba de podul de la Budila, care tot așa de la cauza viiturilor s-a prăbușit. No, după plecarea unui tren, după câteva minute, deci era interesant, aici, și aici au plecat un tren, dar nu era chiar așa mare pericol în sensul acela, că nu pleca după câteva minute, era apoi, nu era chiar așa mare pericol, dar tot e pericol când podurile șubrede și mai ales că sunt excavații de nisip și lucrurile astea s-au ascuns atunci, no. Dar nu, din cauza aia s-au prăbușit și asta de la grădiștea. Aia de la Budila, nu știu, acolo nu era, au grijă, au convenit viitură și s-a dat drumul la baraj și au venit val puternic și de aia s-a prăbușit acolo. Și aici la fel, aici și eu fost excavat, deci mai rău, la baza podului mă refer. Da, acolo nici ceasul nu e reglat, că lumea e 16:28, de fapt, realitatea e 15:28, de aici oricum o să facem în jur de jumătate de oră până la videle din acest moment. Dar vedeți, se ocolește foarte mult, chiar aș spune că faci dublu decât ai face în mod normal, deși acolo direct 60 ceva de kilometri numai și traficul de călători, vă dați seama, s-o răutățit rău de tot, cred că cu 90% sau ceva de genul. Și traficul de marfă la fel, deși este trafic de marfă, am văzut că erau cisterne, erau vagoane de marfă și trenuri de marfă pe aici. Dar oricum, foarte rău. Dacă se va da drumul acolo și când se va da drumul, putem să ne așteptăm că se va renaște circulația pe aici și călătorii vor reveni la fel. Desigur că se va ajuta și traficul de marfă, care și aia va crește oricum la călători. Microbuze îs la fiecare jumătate oră, câteodată nu, la o oră, dar este. Deci îs, ați văzut că și cu aia am venit o oră și un sfert, chiar destul de puțin până aici, față de 2 ore și ceva, plus chiar 3 dacă ai venit direct până la Giurgiu Mare, că până la Giurgiu Nord mai este de mers acolo. Dar nu, asta e situația, 25 de lei a fost microbuzul, dar te lasă în centru acolo, e bine, se mai oprește și în alte locuri, dar eu am coborât la capătul liniei, da, și magazine, da, Penny, Lidl, da, e ok.
100, sosim la mii de lemne. În 31 avem un minut întârziere și încă n-am plecat, abia am sosit. Sunt mulți aici. Trenul de București Cluj. Cam actuban trebuia să sosim în București Nord, dar mai este. Nici nu mă mir. Aici la ruine. Da, inclusiv la Giurgiu a plecat cu 5 minute întârziere, adevărat. Și la video de la 17, iar adevărat pot să spun liniștit. Și acum iar ne-am oprit, practic. Adică prin videle, așa că eu o să-mi iau, rămați-mă frumos de la voi de acest video foarte, foarte tare și cumva istoric, pentru că a trebuit să reluăm pe Rădiștea pe viitor, ziceți pe asta, tot ce ați văzut în acest video, așa cum a fost realitatea de pe teren, cum ați văzut, dați un like, dislike, oricare dează dispoziția mai departe, adică și cum suntem și ne vedem în următorul video clip. Salutare pe acest video, iubiți, bye!
ce să zic, grămadă de oameni, nici nu ne lăsați să coborâm aproape, că no, se va forma, va fi tren de Pitești, dar no, așa se organizează aici, se pare că e făcut la cuțit, cum ar veni. Da, 14 minute întârziere după raportare, acum și raportarea, eu zic că e ok, dar fost liniștit, la video urcați foarte mulți, de la Giugiu n-a fost mulți deloc, da, fost destul de lejer. Asta e, așa au fost. Dacă vrei să continui cu următorul video alături de mine, dă click pe videoclipul de mai sus.